O femeie în vârstă de 44 de ani din județul Neamț și-a înjunghiat mortal amantul. Incidentul a avut loc în seara de 1 decembrie, în jurul orei 23, în locuința bărbatului. Potrivit surselor, după ce au consumat alcool și pe fondul unui conflict spontan, femeia ar fi luat un cuțit de bucătărie și l-ar fi înjunghiat de mai multe ori pe bărbatul în vârstă de 62 de ani. Se pare că femeia ar fi recunoscut că l-ar fi lovit cu cuțitul în fața anchetatorilor, informează știrineamț.ro. La data de 2 decembrie, în jurul orei 11, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Sagna au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 62 de ani din Rediu este decedat în imobilul său. Echipa de cercetare s-a deplasat la imobilul în cauză, stabilind că cele sesizate se confirmă. Polițiștii, coordonați de procurorul criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, desfășoară activități de cercetare pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul persoanei. Ne-a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, relatează mesajul.ro.